Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să vă spun, dacă poate vă mai aduceți aminte că în urmă cu mult timp, sunt luni de zile deja, eu am întrebat pe Facebook unde se mănâncă cea mai bună ciorbă de burtă din țară. Și avem, postarea de pe Facebook este salvată, este o colecție acolo, cred că sunt 300 de răspunsuri. Unde se mănâncă ciorbă de burtă și ce am făcut până acum? Și noi n-am făcut nimic, nu ne-am organizat. Recunoaștem în fața ascultătorilor că am fost niște nemernici, am strâns informațiile și nu le-am folosit, dar... Le-am clasificat. În acest weekend, în sfârșit, Luca, în drum spre altă destinație despre care poate ne va vorbi dacă va dori, s-a oprit în Lehliu, sau cum spunem noi, la Lehliu, da. Unde se află o cârciumă recomandată de multă lume. Da. Nu o să-i spunem numele, dar înțeleg că este faimoasă în Lehliu, este o cârciumă politică, da, unde cică se mănâncă cea mai bună ciorbă de burtă. Deci, ce să zic, 45% dintre răspunsurile de pe Facebook erau cu cârciuma asta din Lehliu. Și așa. Se oprește Luca, ne trimite poze, mă uit acum pe mesaje, ne trimite poze cu o tocană și cu niște cartofi și cu poze din meniu, cu meniu pozat, și zice: bun, nu senzațional. Mai veni și duminică și vedem, în sensul că se întoarce. Da. Eu zic, păi ciorba de burtă era recomandarea. Și eu spun, eu nu sunt fan ciorbă de burtă. S-a dus degeaba. Asta era recomandat locul, e ca și cum te duce la terasă obor. Da, și mai... toată lumea zice, bă, du-te, cei mai buni mici acolo, să nu știu ce. Și după aia, am fost la terasă obor, am luat pâine, murături. Da, și niște ostropel. Nu senzațional, da. Nu sunt fan mici. Nu, mă, dar nu e așa, să știi că acolo la partid nu e recomandată numai ciorba de burtă. Adică vouă v-a atras atenția asta, pentru că voi sunteți fani ciorbă de burtă. Eu m-am dus pentru tigăi. Auzi, mă, că scriau oamenii că în comentarii că te duci la cârciuma aia ca să mănânci ciorbă de burtă. Să fie sănătoși, mă, tata. N-ai fost atent. El s-au să verifice rest. Bine, oricum, el nu a și să recunoscut, oricum nu era fan ciorbă de burtă, deci oricum n-ar fi putut să aprecieze. Da, și au acolo, au ciorbă de cos de vită, au ciorbă, ce-a și mâncat. Și n-ai mâncat. Nu. Da. Eu am optat pentru asta, tigaie cu ciolan afumat și sos alb. Cam greu pentru 11 dimineața. Am greșit puțin. Da. Da, au ciorbă de babic. Că de-aia v-am trimis poze ciorbă din de babic? Da. Sunt foarte curios, de-aia vreau să mă întorc la ei, dar n-am mai apucat. E complicat, adică acolo e genul ăla de loc în care ai mâncat fel de fel de lucruri. Și după două zile, ca să continuăm și să eu închei cu asta, că nu, și așa nu pot să vorbesc, vă zic pe voi să dezvoltați. Deci Luca s-a dus în Delta la un concurs de pescuit la care el nu a participat. El s-a dus doar să mănânce pe lângă. Adevărat. Și în sfârșit, după două zile, trimite poză. Restaurant, nu știu ce, un restaurant cu albastru. Poți să-i spui numele, că nu știe nimeni. Nu văd, mă, numele. Emrin se cheamă. Mă rog, zice... Aici e ciorba de burtă foarte bună. Hârșova. Da, la Hârșova. Mă, prima dată când ajung în Hârșova, promit, acolo mă opresc. Da, deci eu mi-au chiar un Airbnb, stau și peste weekend, să mă uit de mai multe ori. Am fost pe brațul Sulina la un concurs de spinning. Asta e pescuit la răpitor. Nu e de la în care dai cu bățul în bal și aștept să prinzi. Nu e gimnastică. E de la care arunci în continuu. Băi, pescuit sportiv la autentic. La lingurică. Da. Ăștia se cheamă lipovenii, concursul, mă rog. Da. Și arunci în continuu și trebuie să prinzi răpitor. Avat, știu că și șalău. Și am aflat fel de fel de lucruri. Să molinezi, n-ai dat niciodată? Ba da, am prins și eu, știu că odată, nu știa, cu vreo 2-3 ani când am fost, dar nu. Ăștia sunt campioni, trebuie să prindă de măcar 45 de centimetri. Și dau cu arbitri, cu poze, cu filmări, da, totul se eliberează. Prins peștere, trebuie să-l măsori, să aibă minimum 45 de centimetri și dă drumul în apă. Nici nu se cântărește, doar lungimea contează. Trebuie să prinzi din fiecare specie ca să iei bonusul. E foarte interesantă toată afacerea și sunt oameni pasionați de pescuit, în fine. Și la concursul de pescuit, tu ce ai mâncat? Eu am mâncat foarte bine acolo. Da, s-a petrecut la un hotel de lux toată afacerea. Da. Și vroiam de mult să ajung acolo. Erau prețuri promoționale că în afara sezonului și zic că e momentul. Aveam câțiva prieteni care participau la concurs. Ești foarte bun la asta, la promoționale, că burger la promoție cumperi, cameră la hotel la promoție să cumperi. Să-mi pierzi pe promoție, noi trebuie să știi. Stăm pe lângă tine. Da, da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.